Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Eu sunt Mirela Retegan și astăzi la Europa FM schimbăm perspectiva. De data asta la muzică, pentru că l am invitat pe cel care și-a propus să readucă în viețile noastre discoteca! Bună dimineața, George! Bună dimineața, Mirela! George Zafiu, i-ați recunoscut vocea, este probabil omul care a făcut uh, istorie în uh, rândul trupelor românești, alegând din toate piesele care s-au scris din 90 încoace, acele piese care, rulate la radio, au devenit Evergreen-uri, că au trecut prin mâinile tale. Da, dar n-am făcut o istorie. Au făcut trupele respective istorie, că au fost inspirate. Radio. În radio, aici vorbim despre radio În radio, da, știi că am făcut 30 de ani de radio anul ăsta? În martie, luna trecută Aproape Mulți am înainte. și uitat Mulțumesc, nu m-aș fi gândit Atunci când m-am apucat de radio, nu m-aș fi gândit Că o să stau 30 de ani să fac job-ul ăsta Cu excepția concediilor în fiecare zi, practic Dar de ce te-ai apucat de radio? Pentru că îmi plăceau vocile, Eu ascultam când eram puști Ascultam o, radio, radio România Nu neapărat, ascultam și teatrul radiofonic Ascultam foarte mult radio și îmi plăcea ideea de a fi dincolo de pă, difuzor. Deci, nu m-a tras neapărat televiziunea, nici nu prea aveam foarte multă televiziune în anii 80, dar radio și misterul din spatele unui difuzor mi-au plăcut dintotdeauna. Și ideea că cineva îți poate propune o piesă, și că toată lumea ascultă piesa propusă de tine. Eu asta mi-am dorit. Să pot să aleg eu piesele pe care le dau la radio. Și lumea să se bucure de el. Deci tu ai vrut să faci radio ca să difuzezi muzică. Da. Să aduci bucurie oamenilor prin cântecele pe care le rulezi pe radio. Așa e. Și ulterior chiar mi-am cerut o, pies o emisiune de interviuri din dorința de a-i cunoaște pe oamenii respectivi. Eu mi-am dorit să fac radio din dorința de a vorbi cu oamenii. Vrezi? De a interacționa cu ei și am făcut toată viața emisiuni interactive. Cred că asta este... Uh, Prima emisiune uh, serioasă uh, pe care o fac fără să am discuție. Deci, am venit la o emisiune clar. serioasă. Da, ești da. la o emisiune serioasă, te rog frumos te, uh, să te comporți ca atare, <laughs> pentru că astăzi vreau să vorbim despre un proiect nou, schimbăm perspectiva asupra felului în care uh, noi priveam conflictul între generații în materie de muzică. Astăzi trăim în vremuri în care uh, vechiturile fac parte din uh, actualitate. Dar să știi că asta, asta e o chestie ciclică. Așa. Și când eram noi puști, uh, părinții noștri ascultau Beatles și Elvis Presley și așa i-am descoperit și noi. Chit că socoteam că sunt vechituri. Unii Elvis nici nu mai trăia, adică nici John Lennon nu mai era... Da, da, le ascultam acasă. Nu se întâmplau evenimente în care chiar să fie puse în valoare și să se întâlnească generațiile în același spațiu. Așa Astăzi este. vorbim de la nostalgia care a creat un fenomen în România, uh -huh. ducând în petreceri și în evenimente și în festivaluri muzica veche. Avem de-a face cu diverse manifestări în care și eu și Maia Cântăm și dansăm. Pe aceeași piesă. Pe aceeași piesă. Mm -hmm. Exact. Și asta mi se pare foarte tare. Pentru că discoteca, pentru mine, discoteca, înseamnă ceva. Ce înseamnă discoteca pentru tine? Discoteca pentru mine înseamnă tot ce, înseamnă, tot ce e muzică din anii 80, ok, dar eu prefer muzica anilor 90 pentru că am crescut cu ritmurile respective. Să știți că noi e un fenomen nou, e un fenomen care a început înainte de pandemie. În Rusia, rușii au fost cei care au dat startul și i-au readus în față artiști precum CC Catch, Bad Boys Blue și așa mai departe, EaseVentin, Rednex și așa mai departe. Am, am aflat asta de la, chiar de la CC Catch, Întrebându-o la un moment dat într-un interviu la Cluj, cum se simte că după atâția ani are din nou succes și lumea o privește exact cum o privea și zice nu, nu m-au privit spectatorii în anii 80 cum o privesc oamenii în ziua de astăzi. Discoteca în mod special și discoteca Party este o ramură din discoteca festival, un festival început acum câțiva ani, tot înainte de pandemie la Timișoara și care a continuat anul trecut la Iași cu un succes absolut nebun, cu trupa Snap, favoriții mei, cu 17, cu Lambada de la Cauma nume și imaginat vreodată în 89 la revoluție că vom voi asculta și voi prezenta Artistul. Da. Și atunci m-am gândit și voi face ceea ce colegii mei mi-au spus că ar fi trebuit să fac încă de acum vreo 20 de ani. M-am luat un pupitru de la DJ profesionist. DJ-ul lipsește, dar mă antrenez. Nu lipsește, că vine Alex. Alex, da, Alex, colegul nostru. Alex care ne ajută pe noi să creăm această emisiune. DJ Little, pe numele de scenă. Vine da, și mă ajută. De altfel, și Mandu, un alt DJ tânăr. De 21 pic de ani va fi alături de mine, cel puțin în primele uh, desfășurări de forțe. Dar, ce spuneam, mi-am luat uh, jucăria asta și mă antrenez ca să pun muzică în club, ca pe vremuri în discotecă. Deci, dragi ascultători, vorbim astăzi, la Schimbă Perspectiva, despre cum poți să transformi un hobby pe care îl țineai acolo, ascuns într-un colț de suflet de 20 de ani de zile... În... Sau mai bine, din liceu. liceu. Iartă-mă să știi că la, la petrecerile din liceu, Veneam cu casetele de acasă. Sigur că atunci doar schimbam casetă, dar alegerea muzicală mi-a aparținea. Din aceeași dorință, asta chiar înainte să mă apuc să fac radio. Și acum te apuci de discotecă. Da, mă apuc de discotecă, pur și simplu. Am, uh, nici n-a trebuit foarte mult să fac un research pentru că toate practic toate piesele pe care le voi folosi sunt piese lansate în perioada când eu eram copil. Cum s-a născut ideea asta de a face o discotecă? Păi, nu prea îmi plăceau. Știi ce? De câte ori mergeam la vreo petrecere, dacă auzeam piese din vremea noastră, gen, nu știu, de, de la Coco Jumbo, la Casa Blanca, What is Love de la Headway și așa mai departe, toată lumea folosea variantele astea mixate, așa. moderne, care da. poate îi plac mai ei acum, că ziceai că mergi cu ea în discotecă sau, mă rog, în club. În schimb, eu cred că generația mea preferă variantele originale, variantele de radio care s-au lansat acum 30 de ani. Noi, noi de acolo ne luăm toate amintirile. În fapt, fiecare piesă reprezintă o amintire. Nu știu dacă am mai povestit chestia asta. Mi-au spus-o consultanții noștri francezi când au venit acum 24 de ani să facă Europa FM și în încercarea lor de a-mi explica de ce o piesă e bună sau nu pentru radio, mi-au dat explicația asta. Fiecare piesă vine cu un cumul de amintiri. S-ar putea ca o piesă să, mie să-mi transmită ceva și ție sigur să transmite altceva pentru că atunci când ea a fost lansată sau când ai cunoscut-o tu, ai asociat-o cu un eveniment în principiu plăcut din viața ta. Fie că e vorba de o petrecere la care sărbătoreai ceva, fie că era împreună cu cineva și atunci toate amintirile alea uh, se răsculesc de fiecare dată când tu asculti piesa aia. Deci fiecare bucată de aia, eu asta vreau să duc amintirile celor ca mine, să le aducă în actualitate, să se simtă bine, să vină într-o seară și acolo, în clubul ăla, să ne bucurăm de tot ce am trăit odată. Zafiu este astăzi la Schimbă Perspectiva, <laughs> chiar el, și pentru că este moldovean și pentru că este din Iași, primul eveniment din seria Discotecii by Zafiu se va întâmpla la Iași. Da, la Iași în Fratelii Club, Acolo suntem. Pe 17? Nu, pe 20. Pe, pe 20, 20 aprilie, aprilie. La Fratelii și ora 22. Mai găsiți bilete încă pe intertix.ro. Așa. De deci ce am ales locul ăla, odată că sunt acasă și că practic toate amintirile mele legate de muzica acelei perioade sunt din Iași? 2. Fratelii e undeva, e, e localizat foarte aproape de sala polivalentă. E Practic, mergi pe jos de la polivalentă până la fratele, locul unde am făcut o mulțime de evenimente împreună cu radioul la care lucram la vremea respectivă, e vorba de Radio Hit în Iași. Deci, practic, 90% din amintirile mele legate de uh, muzica respectivă și de adolescență, de copilărie, de începuturile mele în radio, sunt fix în locul ăla. Ce îl deosebește pe Zafiu de astăzi de Zafiu de atunci? Kilogramele. <laughs> Ai bine, te-ai și înhăitat cu uh, da. colegii tăi de matinal și mm, pe bune. E, eram ceva mai subțire în perioada. Ceva bine mai subțire. Cred că dacă îmi par la doi, e, e corect. Ce s-a mai întâmplat între timp în viața ta? Pune-l pune pe zafiu de acum 20 de ani cu zafiu de astăzi și spune câteva lucruri, așa... Am Important. o singură constantă și aia se numește radio. Asta nu s-a schimbat. De acolo mi-am mi dorit să fac uh, radio și uite că ajung spre 50 de ani și fac în continuare exact ceea ce îmi place. Practic n-am muncit în nicio zi. Dar s-au schimbat multele, am multe. Am mai crescut, m-am censurat. am făcut și un copil. O mulțime, viața practic, am trecut prin viață practic. Asta s-a schimbat. Nimic deosebit, aș zice eu, de, pentru cei care ne ascultă, dar lucruri personale pentru, pentru mine. Ai emoții pentru începutul ăsta? Că este, este e, e un restart, de fapt, pentru ceea ce înseamnă viitorul. Nu-mi doresc decât să pot să stau în picioare în seara aia. Deci, dacă reușesc să stau în picioare în seara aia atunci totul e, totu e ok. Totul e în regulă. Am emoții mari. Ca de fiecare dată la, la adică începutul... Adică te tem că nu o să poți sta în picioare pentru fizic. că îți tremură genunchii? Da, fizic, fizic. <laughs> Mi-e frică și am emoții pentru... Momentele Dragi ascultatori Eu nu o să pot merge pe 20 la Iași Pentru că sunt la Săcele cu Zurli Dar vă rog eu din suflet Să mergeți Să vedeți dacă Zafiu Se ține pe picioare La primul eveniment din viața lui Unde va conduce o discotecă A condus discuții A condus emisiuni A condus festivaluri și evenimente De zeci de mii de oameni Pe S -s -s malul mării da, Exact să știi că uh, țin minte perfect uh, primele momente din fiecare experiență de-a mea. Țin minte perfect momentul când am debutat la radio. Doamne, ce rău eu. îmi pare că nu pot să fiu pentru că, nu știu, mie mi se par foarte importante aceste prime, prima nuntă, că pe urmă vin alte divorțuri și alte nunți, primul copil, primul sărut, primul iubit, prima despărțire, prima discotecă. ți-a -ți și primul sărut, să știi, adică... Nu ne-am pierdut, ne pierdut memoria chiar de tot Dar nu la țin minte exact emoțiile pe care le-am avut În prima emisiune Așa. radio unde am fost singur Știu și ce greșeli am făcut Știu și ora și locul și absolut tot Știu bine ce am simțit când m-am urcat prima dată pe scenă la Live pe plajă Un alt eveniment de o amploare wow și știu Dar exact până la Live pe plajă Noi ne-am cunoscut acum 20 de ani când prezentai la Mangalia Uh, Calatis. Calatis, -o. ce a fost? Festivalul acolo? Calatis. imaginează că eram direct la televiziune. Da. Știi? Și m-a luat Gabi, cotabiță, și m a zis, hai, du-te. du te, du -te. Și nu prea am realizat în momentul ăla ce se întâmplă acolo. Am realizat a doua zi când lumea a început să vorbească despre ceea ce făceam noi acolo. Dar aia era chiar o seară foarte importantă. Erau niște maratoane acolo, pentru că după da. prezentare mergeați la televizor și vorbeați ore întregi. Și... Celebrele după festival, da. făcute de Cătălin Măruță, la TV1 sau 2, 2. Nici nu mai contează, 2 parcă. Da. Și de acolo am amintiri, nu tot mai plăcute. Pentru că era epoca când se trăgea foarte mult în cei care fac playlistul la radio. Și eu făceam playlistul la radio în perioada respectivă și atunci fiecare artist își dorea să-și spună părerea despre de ce nu piesa lui nu ajunge la radio. Sau Știi de ce... că o să vreau să vorbim despre asta, dar un pic mai încolo, mm -hmm. că ne întoarcem la radio și la toate um, lucrurile pe care oamenii ar vrea să le știe. Sunt foarte mulți oameni care ascultă radioul, care încă uh, călătoresc cu noi în difuzoare și au o grămadă de curiozități, așa cum le aveam și noi înainte de a păși dincolo de uh, ușa studioului. Dar să ne întoarcem puțin la discoteca de la Iași, care se întâmplă pe 20 aprilie, și să-mi spui uh, ce, ce aștepți tu de la evenimentul ăsta? Ce speri? Ii, acum știi cum e Te duci acolo la distracție Nu, P pentru tine De ce îl faci tu? Ce cred înseamnă că, pentru tine? Cred că e un lucru care stătea în mine De foarte multă vreme Despre care n-am vorbit cu nimeni decât recent Și când spun recent mă refer la Ultimul an, an și jumătate Și pe care trebuia să-l fac la. că adică simt că trebuia să fac Chestia asta la un moment dat Să intru și în zona asta Ce te-a reținut? Misterul din spatele microfonului mi-a plăcut dintotdeauna Dar ce tare ținu să faci asta? Pentru că sunt dintre cei care ne ascultă Cât despre asta este, schimbă perspectiva Dintre cei care ne ascultă sunt foarte mulți oameni Care au astfel de vise Pe care nici nu îndrăznesc să le formuleze Hai De să ce ți-a fost frică? Uh, am un simț al penibilului extraordinar de dezvoltat Chiar dacă lucrez la radio Deci sunt expus uh, în fiecare zi unui public destul de mare. Dar nu îmi place să fiu penibil și am, ca noi toți de altfel, senzația că ceea ce fac sau urmează să fac nu fac bine. Nu, ești, nu e perfect. Da, sunt, cumva am în cap chestia asta, da, nu sunt perfect, na, nu ating perfecțiunea. Nu E Și atunci zic, pf, păi dacă fac chestia asta și greșesc, ce o să zică lumea. Ceea ce e total greșit, pentru că spuneam că mă gândesc la treaba asta de vreun și jumătate și nu numai la asta. Și, în ultima perioadă, am făcut lucruri serios. Am făcut lucruri de care nu credeam că sunt în stare. Tu, George, eu îți propun o experiență gen campanie de denigrare: să vezi ce zice lumea și nu te mai tem de nimic. <laughs> Pentru că, după ce afli ce -ar zice lumea despre tine, da. tu știi ce ar zice lumea și ai zis, ah, ok, asta ar zice lumea. Bine, mă duc să-mi văd de treabă. Am aflat și ce zice lumea. Exact. <laughs> Cred că de asta se tem cei mai mulți oameni. Da, da, ce ar da, zice mama, da. ce ar zice bărbatul meu, da. ce ar zice copilul ce-ar zice prietenii mei, ce-ar ce zice vecinii, Și în realitate șeful, nu contează pentru că tu trebuie să fii cel care decide contează, dacă e ok contează sau nu. Contează doar fix lovitura aia din stomac. Eu știu mm -hmm. cum trec prin situații din asta. Îmi imaginez că sunt la un... Că foarte mulți mă întrebau apropo de ce s-a întâmplat în ultima vreme în viața mea ce faci? Cum, cum, cum reziști? Cum faci față? Și am zis, bă, eu îmi imaginez că sunt uh, într-un match de paintball și că sunt niște copii care au niște pistoale cu bile și trag în, tine. Și trag în mine și eu n-am altceva de făcut decât să-mi pun Vesta anti și să aștept să-și termine bilele. Că dacă mă apuc eu să trag, nu e ok. Așa e. Că nu a, n are sens. Uh -huh. Că abia atunci se transformă în ceva neplăcut. Deocamdată, asta e, o să se termine bilele și. și cred că. Atunci când noi am venit pe pământ, tu știi că eu am niște teorii unde nu întotdeauna suntem de acord, dar eu cred că Dumnezeu ne-a dat vestea anti-glonț fiecăruia dintre noi. Și în momentele astea grele din viață, dacă te duce mintea să pui vestea aia anti-glonț pe tine și doar să respiri și să aștepți să treacă, când s-a terminat... S au terminat bilele din pistoalele copiilor, dai jos vesta și te duci mai departe. Asta e o lecție foarte importantă, să lași să treacă. E o altă chestie pe care am descoperit-o tot în ultima perioadă. Lasă lucrurile să treacă bune sau rele, tu decizi ce e mai bine pentru tine, iar pe restul lasă-le să treacă. Pentru că unele s-ar putea să te atingă. Ok, te mai dezechilibrezi și așa mai departe, dar cu siguranță cele rele vor trece de tine și nu, nu se mai întorc practic în, în viața, nu să te mai împiedice. Pe mine m-a impresionat foarte tare. Maia, eram într-un interviu amândouă și a întrebat-o, cred că Oana Attack a întrebat-o de la Virgin, care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la mama ta? Și Mai a zis că toate trec. Ți-e bine? Bucură-te că trece. Și bine ți-e trece, ție da. greu? Ai răbdare? Respiră? Că trece. trece. Uh -huh. Și mi se pare absolut fantastic. Dacă copilul meu știe asta la 22 de ani, uite, mie mi-a luat 50 Nu, dar e foarte învaț. important și uh, e posibil ca generațiile noi, din care face parte și Maia, să învețe de la noi lucrurile astea, pentru că știi ce? Părinții noștri n-au vorbit la fel de deschis cu noi dar noi o facem cu copiii noștri pentru nu au chestie... conștientizat ei n-au știut că toate trec ei, ei, ei au trecut prin ele fără să stea să le analizeze pentru că ei trebuiau să aibă grija zilei de mâine la propriu e ca discuția despre te iubesc puțini părinți din generația noastră au spus te iubesc copiilor lor în schimb noi acum o facem pentru copiii noștri pentru că noi conștientizăm cât de important e pentru ei tu îi spui mamei tale, te iubesc? Nu i-am spus asta. De ce? Că n-am avut, avut obișnuința și face parte din aceeași doză de curaj care îmi lipsește să-i spun asta, deși sunt convins că s-ar bucura. Deci eu nu i-am spus, mamei, te iubesc, că nu m am învățat să spun. Uh -huh. Pentru că ea nu mi-a spus. Dacă ea nu mi-a spus, eu n-am știut că așa se face. Sigur, ei, ei ne-au transmis asta. Nu, vorbim de spus. Lor, dar de spus, nu, nu așa este. Da, da, uite, te duci obișnuit. la ea pe 20 aprilie Și cum ar fi să-i faci o surpriză? Nu presiune pe mine Trebuie să fac două lucruri <laughs> pentru prima dată Dar uite, fii atent Îl iau avem... pe Alex să-i spună el stai, stai așa. Fii atent, George, cum mă cheamă pe mama ta? Fănica uh, Tanti, mama lui Zafiu Doamna Fănica, fiți atent În ultimele 20 de secunde Din această prima parte de emisiune George o să facă ceva pentru prima oară în viața lui A, nu cred că mă pui să fac Și asta. spui așa, te iubesc mama în realitate, vreau să le spun ambilor părinți. Vreau să-i spun și mamei și vreau să-i spun și tatei că iubesc enorm de mult, chiar dacă niciodată n-am avut curajul să le spun asta până la afurisita de Mirela care m-a pus să o fac la radio. Ne întoarcem după pauză. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan Ne-am întors la Schimbă perspectiva, cu Mirela Retegan, Zafiu este cu mine, cel care începând din 20 aprilie aduce discoteca în petrecerile noastre. Primul eveniment, discoteca, pe care George îl face împreună cu Alex, colegul nostru de la emisiunea Schimbă perspectiva și de la Europa FM, va avea loc la Iași, locul din care Zafiu a plecat să cucerească radioul românesc și de 30 de ani reușește să intre în sufletele noastre cu fiecare apariție radiofonică. Eu îl știu pe George de vreo 20 și ceva de ani, de pe vremea când eu făceam radio în colțul României, dar viața m-a adus în preajma unor artiști, care mi-au devenit și parte din familie la un moment dat, uh -huh. trupa Stigma, pe care George a... Uh, plăcut-o foarte tare și chiar dacă eram ai inimă din capătul României ție ți-a plăcut atât de tare această trupă încât ai uh, îmbrățișat-o și noi am devenit pe parcursul anilor foarte apropiați uh -huh. ah, și, și am rămas prieteni noi doi chiar dacă trupa nu mai există. Da și am și încercat să-i re... să adunăm la un Adun loc. pe băieți la un moment dat dar n-am reușit și îmi pare tare rău Mie nu. <laughs> Sigur, că fiecare s-a descurcat, descurcat ulterior, poate mai bine. Dar fiecare așa am crezut a, a făcut atunci. ceea ce a simțit și ceea ce avea nevoie să facă. Și faptul că noi ne-am dorit foarte tare ca trupa să rămână așa cum uh, am cunoscut-o, era doar din nevoia noastră de a mai avea în felul acela. Mai știi? mult sau mai puțin. Eu sufeream în perioada respectivă, vorbim de începutul anilor 2000. Uh, Europa FM era un radio tânăr, chiar dacă dădea muzică pentru un public adult, dar eu sufeream că încă uh, radiourile nu difuzau suficientă muzică românească. E adevărat că nici trupele mai vechi nu se străduiau să vină cu piese noi și cu un repertoriu nou care să poată fi difuzat la radio, trupele mici, cele noi, nu prea erau luate în serios și atunci de fiecare dată căutam nume sau piese care să se potrivească. Publicului nostru. Și așa am ajuns la stigma. Mie mi s-a părut că stigma are piese pentru Europa FM potrivite pentru Europa FM, chiar dacă nu erau cele mai bune producții. Dar uite așa cum ne cum au ajuns hituri. An de zile, tu ai făcut playlistul ul uh, aici la Europa FM. Da. Așa cum fiecare post de radio are un director de programe care uh, stabilește ce muzică se rulează pe radio. Una din curiozitățile ascultătorilor e cum se aleg aceste piese. Hmm. Lucrurile nu diferă prea mult de la un an și de la o perioadă la alta. În principiu, casele de discuri sau artiști independenți trimit la radio demo-uri. La început erau pe casete, ulterior pe CD-uri, iar acum le vin pe mail, e cel mai, cel mai simplu mod. Dar ele trebuie să ajungă cumva la directorul muzical sau directorul de programe al stației care știe exact care este formatul radioului și dacă piesele respective sunt potrivite și merită o șansă. Acum, sigur că toată lumea știe că playlistul e repetitiv la radio, toată lumea se plânge că e prea mult o piesă sau alta și așa mai departe. Nu mai stau să explic încă o dată tot procesul ăla, dar sunt o, o parte din piese sunt mai norocoase, e ca la loto. Sunt mai norocoase și ajung în heavy rotation. Piesele ajung la radio, ca care asta sunt zicei piesele pe scurt, care ajung în heavy orice, orice piesă ajunge la radio. Uh, dacă un număr de piese se potrivesc pentru formatul respectiv, ele ajung într-o rotație mai mică, unor noaptea sau doar noaptea, și se difuzează, spre bucuria artistului. După care ele sunt testate. E un call out, așa se Cum numește, se care acum se face asta? pe internet. Uh, inclusiv pe europa.fm.ro uh, puteți face... Testul ăsta și puteți să vă spuneți preferințele voastre. Intrați uh, acolo, ascultați bucăți din piese, hucuri, cele mai reprezentative momente dintr-o piesă și votați. sau De fapt, ne spuneți dacă știți piesa, dacă nu știți, dacă vă place, dacă v-ați de ea, toate detaliile astea se adaugă, se adaugă într-un Excel și spun ție Ce despre... oamenii asta? Da, se întâmplă asta săptămânal. Se adaugă într-un Excel și tu știi, practic, aproape în timp real. Dacă o piesă e potrivită pentru stația ta, dacă poți să o mai difuzezi, dacă, poți să o, dacă nu cumva s-au plictisit oamenii de ea, că așa ajung unele piese să stea câteva luni în heavy rotation, pentru că sunt foarte bune și sunt cerute de public. Ei, ei, cei care ne ascultă și se plâng deseori, ei ne spun de fapt, mai ține piesa, mai lasă un playlist, mai difuzează o dată, încă o dată și încă o Așa s-a întâmplat dintotdeauna, practic, la Europa FM. Și piesele. Există. Există un criteriu pentru artiștii consacrați prin care se aleg piesele care intră pe radio? și Piesele care... noi? Da. Să știi că orice artist are, are șansa lui. Nu contează că vorbim de trupe de cu 30 de ani de carieră sau mai mult, sau puști care abia s-au lansat. Important este să. Pice pe format cum ar veni. Știi, uite, de exemplu, trupa VH2 și Gabriel Cotabiță în general n-ar fi avut nicio șansă teoretic în perioada când uh, Gabi, Mihai și restul au lansat uh, VH2. Pentru că Gabi, de exemplu, avea o imagine de festivalul Mamaia. De altfel, așa le-am și cunoscut, că ai spus, de Calatis da. mai devreme. El a venit la radio să devină, Calatisul să devină partener împreună cu Europa FM pentru festival și mi-a dat o piesă, mi-a dat un CD pe care nu scria nimic. Zice, poți să-mi dai, tu te ocupi de muzică, zice, nu, da, poți să-mi dai și mie o părere despre piesa asta? Am și un și artist. Ce dat? Trece vreme. Și mi-a mi, -a, mi, -a, mi -a dat discul, m-a dus în birou și era o piesă cântată de el. Nu era trece vreme, era o piesă pur și simplu cântată Așa. de el. Și zic, ce zic eu lui Cotabiță? Piesa nu, nu mi-a plăcut absolut deloc. Ce -i zic eu lui Cotabiță? E cu o tabiță totuși. Am, am născut cu el. Și m-am întors, i-am dat discul și am zis, nu are nicio șansă, poate la Mamaia. Și Gabi, fără să ridice privirea din ce căuta acolo, zice, tocmai ce am înscris-o la Mamaia, astăzi de dimineață. VH2 n-a venit cu Gabi. Pentru VH2 a venit Anca Lupeș. Nu mai știu la ce casă de discuri, cred că la Nova semnă. Music la, lucra atunci. Ziceam o piesă, hai să vedem. Și în momentul când am dat, am dat play la Trece Vreme, am știut din prima. E genul de piesă. Trece Vreme e genul de piesă de uh, câștigă publicul din prima. Am știut sigur. Am intrat o doar când o lansăm. Atâta tot. Mai ții minte care a fost prima piesă de la Vama Veche? De la Vama Veche? Uh, N-am în cap decât cât nu am chef azi și Hotel Cisimigiu. De exemplu. Uh, și știu că le difuzam pe vremea când eram la Radio 21. Uh, nu știu de unde au venit și cum au venit, am presupus că Guri Pascu a dat o șansă băieților și au înregistrat uh, un disc, dacă nu mă înșel. Dacă ar fi să spui un super hit de la Holograf, care crezi că e? Cu Holograf am lansat foarte multe piese. Practic din 2000 până în urmă cu câțiva ani, când nici ei n-au mai scos prea multe piese sau albume, toate piesele s-au lansat la Europa FM. Din una, a acea piesă. Da. Ție... Sunt, sunt două dacă Așa. vorbești de acea piesă, de fapt sunt două. Nemuritoare. Să numi niciodată dragostea. Da. Este de genul de piesă pe care am lansat-o în 2000 odată cu primul turneu la care am fost parteneri împreună cu ei și pe care am fi, dacă nu o ani heavy rotation apropo de teste, puteam să o cântăm și în ziua de astăzi. Acolo era locul ei. Și a doua ți-am dat un inel? Cât de departe. Ah, frumos, da. Cât de departe ți minte că am primit de la casa de discuri, mi-au trimis discul și i-am sunat pe Dan și pe Edi și le-am zis, piesa asta e ceva uluitor. Și coincidență, câteva săptămâni mai târziu, după ce s-a lansat piesa la radio, am avut și primul live pe plașă. Venus Saturn. Mi se ridică părul pe <laughs> mână. Aducându-mi aminte cum au cântat toți cei care ne-au însoțit acolo, cât, de, cât departe de departe cu holograf. Să știi că o să îl rog pe Florin, care produce această emisiune tehnic, să să închidem cu cât de departe uh, ediția, pentru că e și în... E o experiență muzicală. Mele. E o experiență da. muzicală, pur și simplu. Holograf ne-a oferit de-a lungul anilor o mulțime de piese greu de ales, dacă vrei să... Și ca ai spus mai devreme, ți-am dat un inel. Eram la Nova Music, acolo unde, cred că era sub brandul Media Pro Music, dar. <coughs> scuze, dar uh, casetele se produceau la Nova Music. Înainte să se fi lansat, ți-am dat un inel, am ascultat piesa, de am în de ea. Mă rog, vorba vine. A fost senzațională. Ea, un alt gen de piesă despre care știi că e hit, pur și simplu. Pur și simplu. Zimi o piesă de la Voltaj Nemuritoare. 20. Nu există alta. 20. Eu nu vreau mai rău să fiu. 20. Nu există. E brandul lor, practic. Zime o piesă nemuritoare de la Iris. De la Iris, aș zice strada ta, deși pe vremuri că toți suntem la radio, la Radio 21 am difuzat până la epuizare Baby, de pe albumul Luna Plină. Uh -huh. Albumul ăsta e absolut senzațional. Cred că e unul din cele mai bune albume românești din toate timpurile. Îl iubesc și l, l aș asculta non-stop. Și dacă ai zice o piesă nemuritoare de la 3 Sud-Est? Și acolo e greu. Dar amintirile, știi, amintirile a rămas cumva... Amintirile mă chinuiesc. Da, amintirile. prima, prima lor piesă. Ținte că drumul și viața m-au dus la Constanța în perioada respectivă, nici n-am vorbit vreodată cu ei de treaba asta, dar știi eu că am trecut pe la studio, pe, prin locul unde înregistrau piesa aia. Și eram ca niște puști, ne-am hlizit atunci, eram cu niște colegi, zic, în concercare, pentru că, repet, nu prea îi băgai în seamă pe puștii din anii 90, mijlocul anilor 90, când voiau să lanseze câte o piesă. Și băiatul ăla care făcea pe Michael Jackson la televizor, a lansat piesa asta și ne-a făcut pe noi de râs, practic. La în Duță. Da, ne-a dat peste nas. Piesa este excepțională. Și pentru perioada respectivă este wow. Iar ei rezistă în continuare? Da. Și mai vin cu piese și susțin spectacole. Și, și merg foarte bine, au fac o, parte din. O decență și un fel foarte elegant. Nu, sigur. De că, a... da. Băieții, sunt excepțional. Bine, au crescut, s-au maturizat, sunt cumva de vârsta noastră și înțeleg uh, perfect și cred eu că au și gestionat succesul ok. Din uh, valul nou, care sunt uh, preferințele tale? Așa, pe gustul tău din artiștii noi care au apărut în ultimii 10 ani? Mm, greu. mi îmi place de Motans foarte tare. Da, la The mă, mă gândeam da? și eu la, la Denis care foarte este tare și dincolo Dennis, de muzicianul care e un Dennis, un fel. Dennis, este un om absolut <laughs> Un om, da, și mie îmi place foarte tare. Nu-l cunosc personal, ne-am... Ne nu și pe Denis? Nu, <laughs> nu, deși ne reprezintă același agent în diasporă și avem foarte multe povești, uh -huh. unii, un, ne știm din povești, dar nu-l cunosc, nu ne-am întâlnit personal. Puțină lume acum. știe că primul live la radio trupa de s a fost în garajul Europa FM, într-un live, într-o dimineață în deșteptarea. Ți-ai legat numele de garajul Europa FM? El a fost iarăși un proiect absolut excepțional care a plecat... melodie de la Loredana că mi amintesc cu un garajul Europa FM cu Loredana. Bună seara iubite și aia a fost <hânt> în primul garaj pe care l-am făcut cu Loredana pentru că domnul Caramitru nu era disponibil să fie în, în garaj. M-a pus pe mine să recit, doamne, doamne. Nu vreți să ascultați. Chiar nu vreți? Ba da. Nu, chiar nu ba vreți. Da. Nu, 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 nu. Ba da. Bun. Garajul Europa FM, da? Uh -huh. uh, Life pe plajă Life pe plajă. Și urmează discoteca. Discoteca, da. Pe 20 aprilie. 20 aprilie. Iași. La Iași. La Fratelii. Dragilor, eu o să fiu la Săcele dar, Na, poate nu, te nu. mai răzgândești până nu, 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 nu. Pentru că noi începem seria de spectacole în orașele mici din țară. Asta vreau să spun. Proiectul tău care... Câți ani a făcut proiectul tău? Și face 18, 18 în ani. Are nu în față acum, e un nou început și pentru tine, practic. Da, exact. Și o să fie primul eveniment în seria orașelor mici. Mi-am propus să ajung în următorul an jumate în 269 de orașe. Și ești deci în mai încep... ca mine, bine asta știam <laughs> Nici nu mai am atât de timp Că ești mai tânăr, știi? Și atunci eu trebuie să tractare acum <laughs> Auzi, că nu vrei să ne cuplăm cumva Și tu să faci la prânz pentru cei mici Și eu să fac discoteca seara pentru cei mari? Ar pute fi putea Pentru fi și asta prima oameni. oară un bărbat mă întreabă dacă îmi vrei să ne cuplăm în direct la radio și mie mi se aprind băculețele. dă voie să mă mai gândesc la asta ca să nu zică lumea că m-am lăsat prea ușor. I-a da, 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 da. zis fiu să se cupleze și ea a zis da, da repede. Te la un moment mă dat. dar mai lasă-mă un pic să merg. Și mă duc la Săcele și de la Săcele mă duc la Codlea. Și pe urmă, dar fii atent, dacă tu vrei să faci discoteca la uh, Petroșani, Rovinari, uh, Vulcan Bomba și Bum, Bumbești-Jiu, ai fost vreodată la Bumbești-Jiu? N-am fost, dar îmi doresc de mic. Fii atent, că eu mă duc. Să ajung. Mă duc. La Vulcan ai fost? Nu. Nu, nici eu n-am fost. La Săcele ai fost? Nu. Cred că doar am trecut. La, a, la jud ai fost? Am trecut. Da, nici eu n-am fost. Măi, deci mi-am dat seama că sunt atâtea locuri în România în care n-am ajuns niciodată. Și că e sunt... momentul. Da, nu. Eu mi-am făcut această promisiune, George. Eu am fost cu Maia uh, când ea avea șase ani la Disney și am făcut economie un an de zile ca să ca plătesc să acolo. niște bilete de avion, să plătesc intrarea în parc, să mănânc un hot dog că nu ne puteam permite mai mult și să iau o sticlă cu apă. Nu mi-am permis să mă duc în uh, Teribombele pentru care se plăteau bilete separat că n aveam bani, așa că m-am dus doar la gratuități. Și mi-am promis că o să creez atmosfera pe care eu am trăit-o și emoțiile pe care eu și copilul meu le-am trăit la Disney în toate orășelele astea mici, unde eu știu că sunt foarte mulți români care nu vor putea ajunge niciodată Și care la au Disney. nevoie de experiența, o experiență de genul ăsta la o vârstă foarte fragedă. Nu am posibilitățile lor. Dar cu ce pot, o să duc o sărbătoare în orașele la, o să intru în oraș cum intrau camioanele de Coca-Cola pe vremuri. Da, cu gălăgie, cu muzică. Dar spunem, cu... ai emoții pentru tine sau pentru Maia? Nu am emoții pentru mine. O să plâng, pentru că uh, o, să, o să mă nu, dar am emoții de bucurie. Am, uh, tu știi cum ne așteaptă oamenii acolo, deci primarii vorbesc între ei, fac rost de cazări, uh, de săli, de uh, hai să vă cu ce să vă ajutăm uh -huh. pentru că acolo uh, cheltuielile sunt la fel de mari, dar uh, încasările sunt foarte mici. Oricum eu am redus și biletele ca să fie accesibile oamenilor, oamenii eu o duc mult mai greu în orașele mici decât în, în orașele mari. Dar o să fie o super experiență. Așa că, iartă-mă că nu o să fiu la Iași, dar abia aștept Poate să... bine să lasă cele după. Cum ar fi. Abia aștept să uh, îmi povestești despre primul eveniment și să aflu care sunt următoarele, pentru că, să știi că primul. Să știi că n-am emoții. N-am emoții din punctul ăsta de vedere, că evenimentul nu va ieși. Și sunt 100% convins, și nu e bine să fie așa, dar sunt 100% convins că ne vom distra, va fi o super distracție. Acolo am emoții, cum spuneam și la începutul emisiunii, pentru mine fizic, pentru o să am emoții, da. o să fie un pic dificil din punctul ăsta de vedere, dar nu mă băgați în seamă că eu îmi revin după primele minute, o să-mi revin de fiecare dată. Dragi prieteni, vă rog din inimă să fiți pe 20 la Iași, la discoteca unde colegii mei, Alex și Zafiu și Mandu. Și, Mandu, vă pregătesc o super petrecere. Mulțumesc, George. Să rămână. Dar tu trebuie să vii peste o săptămână, pe 27. Așa? Facem petrecere în București. Ah, deci pe 20 aprilie este la Iași. Da. Și pe 27 la București. Da. Și o să vin curând cu toate detaliile despre București și nu numai, despre Timișoara, despre da, petrecem în pauza asta, vine Paștele, trebuie să. Voi plecați la distracție și uite, noi muncim Ca fiul să facem petrecere. pe urmele mele. Într-o zi o, o să-ți zici zafiul sold-out Exact, da? după ce eu ți-am zis Mirela sold-out Mirela sold-out ret da. Dragi ascultători, despre asta a fost vorba astăzi la Schimbă Perspectiva cum Zafiu transformă un hobby în ceea ce vrea să facă până în ultima zi a vieții lui, să aducă discoteca în viețile noastre și sunt foarte fericită că a avut curaj să facă pasul acesta. Așa că intrați pe Entertix, luați-vă din timp bilete și mergeți acolo să-l vedeți cum o să-i tremure genunchii în sfârșit văzându-și visul cu ochii. Până atunci intrați pe mirelaretegam.ro, pe contul meu oficial de pe Facebook și răspundeți la o întrebare foarte simplă. Care este cântecul pe care voi îl considerați cântecul acestui moment din viața voastră. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și dacă sunteți din Săcele, din Cotlea, din uh, Rovinar, din Vulcan, din Bumbești, Jiu, pe zurli.ro găsiți toate detaliile turneului Zurli Bucuria în toată România. Să aveți o zi minunată, să aveți grijă de toți cei, de toți cei pe care îi iubiți și până data viitoare, la revedere! -am pupat. Schimbă am perspectiva umire la Retegan la Europa FM